Neața, toată lumea probabil se întreabă ce se întâmplă din punctul ăsta. 24.597 Bitcoin și a pompat exagerat de mult și în ianuarie și în februarie. Și în clipul de ieri v-am spus că o să ajungem aici, credeam până undeva alaltă ieri. Seara s-a întâmplat să ajungem ieri la prețul care îl vedeți și voi acum. Și toată lumea vrea să știe, bun, mai poate continua Bitcoin acest rally? Și ca să vedem dacă Bitcoin poate continua acest rally sau nu, trebuie să ne uităm pe analiză tehnică și ce s-a mai întâmplat pe piețele, pe burse. Și o să ne uităm în acest moment. Până atunci, ne uităm la Fear and Greed, indicele care ne arată astăzi că este la 62. Deci, destul de multă lăcomie. Și asta ne indică faptul că o corecție din acest punct este, să zic așa, absolut inevitabil. Lucru care se va întâmpla. Cei care sunteți interesați de trading, puteți să vă abonați pe contul meu de Telegram prin expertcrypto.co.uk. Nu există altă metodă să mă contactați decât direct prin site. Ceea ce vedeți voi pe TikTok sau alte conturi de Telegram sunt scamuri. Eu o să las aici trade-urile care le-am postat în ultimele 3 zile, să le puteți vedea și voi și așa vă veți convinge dacă am avut dreptate sau nu. Sunt absolut toate, nu le-am selectat, nu le-am nimic, pur și simplu am lăsat exact tot ce am dat. Vedeți aici entry price și targeturile și o să vă arăt și profiturile, o parte din profiturile care le-a făcut membrii Expert Crypto. Și rămâne la aprecierea voastră dacă doriți să vă abonați sau nu. Eu spun că se merită, mai ales se fac bani foarte buni din semnale din acest punct. Și foarte mulți m-au întrebat, domnule, de ce nu ai dat și short-uri? Pentru că într-o piață în care suntem într-o corecție cu până la 90%, probabilitatea să ai dreptate pe o analiză tehnică pe short-uri este destul de mică și de aceea am ales să nu studiez niciun semnal pe short. Asta este explicația. Bun, și aici vedeți și voi ceea ce am postat. Ok, le las pe toate. Pe Phantom s-au făcut destul de mulți bani, pe RLK la fel. Am avut DXDY, DYDX-ul, Lidio am avut, Little Helium, Cell am avut, Unfi dimineața și AVAX. Astăzi l-am luat scalping și l-am modificat ulterior. Bun, www.expertcrypto.co.uk, aici găsiți toate pachetele cei care sunteți interesați. Acest pachet de signal se va modifica de mâine, voi mări un pic prețul pentru că consider că volumul meu de muncă este mult mai mare față de ce făceam și consider că acest pachet trebuie majorat. Am comparat cu ce oferă alții pe piață și cred că sunt, să zic așa, ieftin. Avem și acest curs pentru începători, pentru cei care doresc să o înceapă cu începutul, să zic așa, și avem pachetul de yearly de semnale care încă este 1000 de lire, așa că îl voi mai lăsa aici. Bun, haideți să ne uităm un pic pe analiză tehnică. Și avem Bitcoin astăzi, 24.647, sunt pe 4 ore time frame și ieri am spus vom rupe acest pattern, dacă mi-ați urmărit clipul de ieri, trendul va fi rupt în sus. Mi-am spus și targetul 23.740 și acolo am plecat. Bun, și targetul a fost atins. Haideți să ne uităm pe un time frame mai mare. Bun, Bitcoin are încă un rally din acest punct. Și dimineața membrilor Expert Crypto am spus și care este next target din punctul meu de vedere. Și dacă lucrurile stau așa cum anticipez eu, sunt șanse mari să urcăm undeva până în zona de 30.000 și atenție, nu într-un time frame foarte lung, ci în zilele următoare. Deci șansele să mai scădem din acest punct există, dar doar pe corecții. De aceea mă aștept din orice punct de vedere ca Bitcoin să depășească 25.590 în următoarele zile. Mai avem până în weekend, deci mai este și timp. Bun, toată lumea întreabă, bun, ce se întâmplă acum pe termen scurt? Avem corecții? Avem posibilități de corecții? Da sau nu? Și răspunsul este da, avem posibilități. Momentan formăm higher highs și higher lows also și ne uităm un pic și aici.
Și da, există șansa să ne corectăm, dar nu cred că foarte mult, de aceea putem scădea înapoi până zona de 23.700, unde Bitcoin acum are suporturi, dar per total rămân bullish pe Bitcoin. Bun, haideți să ne uităm și pe DXY, pe time frame, pe daily, și ieri a urcat foarte mult și momentul ne arată că DXY-ul încă poate fi bullish. Dar când DXY-ul va scădea, pentru că la un moment dat se va respinge și ne vom corecta, pentru că aceste două linii reprezintă EMA 100 și EMA 200, care ne arată faptul că aici este un fake, pentru că teoretic DXY-ul trebuie să mai scadă. Deci nu vă luați după neapărat, după analiza tehnică de aici, pentru că uitați, aceste EMA-uri niciodată nu greșesc și DXY-ul se va corecta, așa că foarte mare atenție la acest aspect. Dacă ne uităm pe S&P 500, vedem că urmează teoretic o corecție, ceea ce va împinge și Bitcoinul un pic mai jos. Nu se va întâmpla asta probabil până de seară, deci probabil sunt șanse mari să urcăm până în zona de 4266, după care ne vom corecta. Concluzia, vom urca probabil până de seară încă puțin din acest punct, va urma o corecție după care Bitcoin va pompa până în zona de peste 25.000 în zilele următoare. Iar dacă ne uităm aici pe Bitcoin pe daily, vedem aceste două linii roșii care nu mai sunt atât de roșu cum ar trebui și arată faptul că vom urca în continuare. Deci, dragi membri, expert crypto, rămâneți aproape, o să vin cu un clip la membri, pentru membri, cer scuze, în următoarele 2 ore. Vă pupă, John, și toate cele bune!